În 15 august, întreaga suflare creștină prăznuiește adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare cu o puternică încărcătură religioasă pentru toți creștinii. Bisericile devin neîncăpătoare, iar preoții le vorbesc celor care vin să se roage în această zi de importanța religioasă a evenimentului prăznuit într-o zi de 15 august. Ca și pentru întreaga creștinătate, sărbătoarea de la 15 august, respectiv adormirea Maicii Domnului sau mutarea Maicii Domnului la ceruri, este una din cele mai importante sărbători rânduite de biserica noastră, cea una sfântă, sobonicească și apostolească, pentru cinstirea Maicii Domnului, pentru supravenerarea Maicii Domnului. Evenimentul, așa cum este istorisit de Sfânta Scriptură, s-a petrecut în prezența Sfinților Apostoli, care, așa cum e și normal, lângă orice sicriu, te întristezi. Și ei s-au întristat văzând că Maica Domnului și Maica și îndrumătoarea și ocrotitoarea lor a plecat din această lume, au privegheat-o și au înmormântat-o la loc de cinste, grădina în care fiul său se ruga înainte de începerea Calvarului. Și, ca de obicei, Sfântul Apostol Toma nu se afla în acel timp împreună cu ceilalți apostoli și lângă Maica Domnului, venind, ca și în cazul învierii lui Hristos, venind după 3 zile de la înmormântarea Maicii Domnului, el a rugat pe apostol să îi îngăduie să vadă și el trupul Maicii Domnului în mormânt, cel puțin. Și au mers împreună și, descoperind mormântul, au avut surpriza și bucuria de a nu mai găsi trupul Maicii Domnului, înțelegând că ea a fost înălțată la ceruri de fiul său spre a se așeza alături de tronul Sfintei Treimi, unde permanent mijlocește pentru noi și pentru iertarea și mântuirea noastră. Aceasta fiind foarte pe scurt istoria evenimentului sărbătorit la 15 august. Sigur că și pentru credincioșii noștri, atât localnicii, săteni, crescători de animale, cât și pentru muncitorii din Valea Jiului, credincioși, sau bine credincioși, cum spun eu, este un prilej de sărbătorire, de cinstire a Maicii Domnului și de invocare a ajutorului ei pentru noi și pentru mântuirea noastră. La slujba de becernie, la adormirea Maicii Domnului, sau în ajunul adormirii Maicii Domnului, Sfinții Părinți au rânduit, printre alte multe rugăciuni și cântări, și stihul acesta: mutatu-te-ai la viață, ceea ce ești Maica Vieții. Deci s-a mutat la viața veșnică, ceea ce este Maica Vieții, Maica Fiului lui Dumnezeu, Cel ce a venit să se nască, să crească și să ne mântuiască pe noi și să ne dăruiască posibilitatea de a domni viața veșnică. În Valea Jiului există un singur locaș de cult care poartă acest hram. El se află în munți, la poalele Parângului, pe drumul ce urcă spre obârșia Lotrului, aproape de granița cu județul Vâlcea.